Bun găsit, doamnelor, domnilor, tot pe unul Laurențiu Botin aici. O să vorbim despre un scandal uriaș la granița României către Republica Moldova. Oamenii care vor să participe la Marșul Unirii sunt opriți la graniță și mai mult de atât, vameși și moldoveni le dau hârtii cu interdicții de intrare în Republica Moldova. Dar s-a mers mult prea departe, pentru că și omul normal care vrea să ajungă în Republica Moldova, fie ca turist, fie ca mic afacerist, că știți că sunt români din proximitatea graniței care se duc să-și alimenteze pur și simplu mașinile cu benzină sau motorină în Republica vecină și prietenă, sunt opriți și întorși de la graniță. Vameși și moldoveni spun că, domnule, avem o problemă cu baza de date, de-aia nu dăm drumul la nimeni, dar adevărul este cu totul altul, este scandal la Chișinău, acolo este un fel de platformă TFL, toată lumea vrea să-l vadă înapoi la primăria municipiului Chișinău, capitalei acestei țări, pe cel care a câștigat și care a fost invalidat. Un întreg scandal la care Ministerul Afacerilor Externe reacționează cam molicel, așa fie vorba între noi. Cu noi este George Simion, domnia sa conduce platforma 2012 cu oameni care vor să ajungă la Chișinău. George Simion, împreună cu cei care i s-au alăturat, sunt blocați în vamă. Bun găsit, domnule Simion! Bun găsit, mă bucur că B1 tratează acest caz. Suntem deja de două nopți când dormim în vama Albița. Istoria este un pic mai lungă, noi nu suntem nici tefeliști, nici alte organizații. N-am zis de voi, am zis de cei de la Chișinău, e un fel de... Da, un fel de protestele de la noi, ați descris foarte bine. Noi suntem cu centenarul, marșul centenarului. Am pornit de pe 1 iulie, de la Alba Iulia, și mergem pe jos către Chișinău. Și am străbătut peste 1200 de kilometri în România, luând-o prin locurile importante pentru primul război mondial și pentru Marea Unire, până când am ajuns duminică seară la Prut, unde vama română a fost de acord să trecem frontiera pe jos, la Ungheni, în dreptul Iașului, dar vama din Republica Moldova nu a fost de acord, deși mai avusesem o experiență similară în 2015, când am reeditat Podul de Flori și atunci s-a putut face această excepție. Deci duminică seară drumul nostru a fost stopat, trebuia mai departe să mergem Ungheni, Călărași, Trășeni și ne-am mutat la vama Albița, unde am vrut luni, dacă nu s-a putut pe jos, să trecem cu autocarele. Și nici cu autocarele ieri, luni, nu s-a putut. Suntem 70 de oameni care participăm la acest marș al centenarului, care presupune 1300 de kilometri. Ne-au împărțit în două. În primul autocar cetățenii Republicii Moldova, în cel de-al doilea autocar cetățenii României. Și ne-am trezit toți cetățenii României, deci toți care aveam pașapoarte de România, că am primit foi de interdicție și ni s-a respins accesul în Republica Moldova. Acum vă dați seama, noi după ce am mers 1200 de kilometri nu dăm înapoi cu una, cu două, cum am văzut multe alte mașini care s-au întors și vrem să ajungem sâmbătă la Chișinău, când vom face iarăși un marș al Unirii cu piața Marii Adunării Naționale plină, sperăm. George noi. Simion, dar ce spun, ce vă spun vameșii, pentru că tot asta de vorbă cu ei, care e motivarea lor până la urmă? Prima și prima oară ziceau că nu funcționează sistemul informatic ca să-i proceseze pe cei din Uniunea Europeană. Au avut așa o scuză, cum să zic, pe care nu am mai auzit-o de pe vremea lui Voronin din 2009, când a fost ultima situație similară. După aceea, când am trecut cu autocarele, au dat un comunicat de presă Poliția de Frontieră că am tulburat liniștea publică și că grupul nostru n-a oferit toate actele necesare. Dar e total fals. Noi stăteam cu inima cât un purice să vedem dacă reușim să intrăm și să ne reintrăm în normal cu marșul nostru pe jos sau nu. Bună, George Simion, noi acum difuzăm niște imagini surprinse și filmate de voi, chiar în urmă cu 30 de minute. Sunteți un grup numeros. Câte persoane sunt? Suntem peste 70 de oameni, cei care au venit pe jos de la Alba Iulia la Chișinău. Suntem încercuiți de polițiști de frontieră. Am oprit aici la duty free pentru că imediat ce intram în zona de vamă de control de pașapoarte, imediat am fi fost
întorși din drum. Ce am zis noi, că vrem asistență consulară, vrem să se implice statul român într-un mod sau altul, nu așa... Asta vreau să te întreb, dacă a venit cineva de la consulatul român de la Chișinău. Nu, n-a venit, am luat legătura cu ei, ei au dat un comunicat de presă în care spune că nu am tulburat niciun fel liniștea publică și mai spun domnii de la ambasadă că totul s-a făcut legal. Nu ne explicăm altfel atitudinea celor de la Chișinău, guvernanților, decât prin faptul că se tem foarte mult de creșterea curentului unionist din Basarabia, majoritatea din acest marș sunt basarabeni, unii au și dublă cetățenie, și vor să păstreze cu orice preț acest stat. Noi am anunțat că vom rămâne aici și vom intra și în greva foamei până nu se implică autoritățile, cele două guverne, să fie responsabile, pentru că noi, statul român, am ajutat întotdeauna statul Republica Moldova și aici e o chestiune de discutat. Dacă trebuia să ajutăm și să sprijinim pe guvernanții din Republica Moldova, orice nume au purtat, sau trebuie să ne recuperăm ce al nostru, că practic avem 3 milioane și jumătate de frați ținuți acolo într-o zonă gri a Europei, într-un no man's land. Bine, mulțumesc, George Simion, ținem aproape să vedem ce se mai întâmplă și zilele acestea. Stăm de vorbă cu Dan Coțcaru, un jurnalist din Iași, care de asemenea a încercat în prisma meserie pe care o exercită să scrie despre ceea ce se întâmplă și el a fost întors de la graniță și s-a trezit cu interdicție scrisă. Bun găsit, Dan! Bună ziua! Ceea ce se întâmplă, sau ceea ce cel puțin mi s-a întâmplat mie de noaptea minții, e pur și simplu stă mintea în loc. Am intrat în zona Vamei Românești, n-a fost nicio problemă. Am ajuns în zona Vamei din Republica Moldova, am predat buletinul și am mai stat la o țigară. La un moment dat am fost chemat de un grănicer. Și mi s-a zis că eu nu am voie să intru în Republica Moldova și lângă grănicerul respectiv o doamnă scria de zor, se completa de zor o hârtiuță pe care citesc așa titlul: decizie privind refuzul intrării persoanei în Republica Moldova. E și în engleză și în rusă. De ce zic de noapte minții? Pentru că nu e un motiv logic. Ultima intrare și ieșirea mea a fost pe 25 martie, când am fost și am filmat și o fotografie la Marea Adunare Centenară. N-am primit din partea autorităților Republicii Moldova niciun reproș. Și absolut nimic de-a lungul timpului nu s-a întâmplat. Bun, Dane, puțin. Ce ți-au spus vameșii, grănicerii, cum se cheamă ei, moldoveni? Păi, tocmai că nu mi-a spus nimic, am zis, dar de ce? Că nu am avut niciun reproș, n-am avut niciun incident, cât se poate nimic pe teritoriul Republicii. De ce motiv am dat? Și cei doi grăniceri au zis, nu suntem noi persoanele autorizate să vă dăm aceste informații. Bun, și nu le-ai spus că ești cetățean al Uniunii Europene, există tratate internaționale. Am adus în discuție și asta, m-au plimbat de la un birou la altul, m-au pus să semnez această decizie. După exemplar, după ce am semnat-o, mi-au dat un exemplar, au rugat pe careva din Vamă să mă duc până în Vama Românească și atât, restul au tăcut, pur și simplu au tăcut. Mulțumesc, Dan Coțcaru. Consider, un piculeț, vă rog frumos, consider că adevăratul, sau cel puțin în cazul meu și al câtorva din presă, care am mai auzit că ieri au primit interdicție, consider că singura motivare, între ghilimele, a interdicției e că de-a lungul timpului am reflectat evenimentele organizate de unioniști la Republica Moldova și România și cred că lucrul ăsta, mediatizarea evenimentelor, a deranjat regimul din Republica Moldova. Bun, noi avem și documentele prin care vedem se dau interdicții de intrare în Republica Moldova, interdicție în documente bazate pe tot felul de lucubrații. Da, la mine doar scrie că eu nu justifică scopul călătoriei.
datorie, deci eu le-am spus, mă duc să filmez și să fotografiez și al doilea e că este semnalat inadmisibil în sistemele informaționale automatizate naționale. Mulțumesc, Dan Coscaru. Mergem la Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, fost candidat la președinția Republicii Moldova. Bun găsit, Maia Sandu. Bună ziua. Ce se întâmplă la granița dintre România și Republica Moldova și de ce, iată, regimul de la Chișinău interzice accesul cetățenilor români? Această decizie a regimului de la Chișinău este una abuzivă și la Chișinău noi de ceva vreme ne confruntăm cu un regim nedemocratic care ia asemenea decizii. Partidul din care fac parte, Partidul Acțiune și Solidaritate, a făcut un apel public către autorități să rezolve această problemă, să elimine această interdicție, pentru care nu există absolut nicio justificare. Noi, în weekend, aici am avut mai multe exemple de decizii antidemocratice, pentru că bună parte a cetățenilor a încercat să protesteze împotriva acțiunilor acestui regim, împotriva anulării alegerilor din municipiul Chișinău, împotriva corupției și o parte dintre noi am fost inclusiv evacuați cu forță de către poliție. Regimul de la Chișinău, chiar dacă se declară pro-european și face asta pentru ca să obțină bani de la Uniunea Europeană și de la autoritățile române, aplică tot mai mult metodele Kremlinului în administrarea țării. Maia Sandu, ați primit, nu știu, recomandări, ca să nu spun altceva, amenințări din partea regimului de la Chișinău, să o lăsați mai moale, să nu mai ieșiți în piață? Am auzit tot felul de variante și aș vrea să știu care este acea variantă reală. Există și presiuni de genul ăsta de la amenințați ziariști care scriu despre protestul vostru de acolo până la amenințări la adresa voastră? Au existat o felul de amenințări. Bine, eu nu am fost amenințată direct, dar acest regim este foarte creativ, ca să folosesc un cuvânt pozitiv, atunci când vine vorba de reprimare a tuturor celor care îi se opun. Nu vorbim doar de opoziție, vorbim în special de societatea civilă și de presă. Și, din păcate, urmărind ce se întâmplă în ultimele luni, ne așteptăm ca guvernarea să meargă mai departe decât atât și vrem să vorbim pe dumneavoastră, presa din România, dar și autoritățile din România, să ne acorde mai multă atenție, să se discute la București mai mult despre Republica Moldova, pentru că noi suntem în pragul, știu eu, situație în care să ajungem total controlați de regimul de la Moscova prin intermediul Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor lui Dodon. Mulțumesc, Maia Sandu, ținem legătură. Eugen Tomac e de acolo, din Republica Moldova, este președintele Partidului Mișcarea Populară. Bun găsit, domnule Tomac! Bună ziua! Vreau o poziție oficială a dumneavoastră și ca moldovean vis-a-vis de ce se întâmplă acum la granițele României cu Republica Moldova. Domnul Botin, păstrând spiritul dumneavoastră de observație, nu sunt mai moldovean decât dumneavoastră, deci, dar... Nimeni nu e perfect, domnul Toma, gata, am înțeles. Dar revenind la acest subiect, cred că lucrurile trebuie privite cu maximă seriozitate, pentru că Republica Moldova de 28 de ani traversează o perioadă plină de incertitudini, iar la ora actuală, guvernarea și nu numai, încearcă să demonstreze un lucru pe care îl știm cu toți, și anume că în Republica Moldova nu există o agendă de apropiere a tânărului stat Republica Moldova de România. Faptul că în mod simbolic un grup de tineri inimoși sunt ținuți la frontiera româno-moldovenească pe granița instalată pe Prut în urmă cu câteva decenii de către Stalin,
este un mesaj care nu vizează nici Bucureștiul, nici Republica Moldova. Dar pe cine vizează, domnul Tomac? În anul centenarului, guvernul de la Chișinău vrea să asigure Moscova că nu există niciun fel de agendă de apropiere. Am înțeles, gata, am înțeles povestea, da? Deci guvernul de la Chișinău e pro-rus și pe această cale ce treabă are el cu țara mamă? Cam asta e ideea, nu, domnul Tomac? Păi sunt un grup de tineri care fac un marș plecat... Păi stai, domnul Tomac, că nu-i numai grupul ăsta, că încearcă să treacă oameni să-și alimenteze mașina, rezervorul mașinii, știți cum se face acolo, că e mai ieftină benzina și motorina în Republica Moldova și ăia sunt întorși. De duminică domnul seara. Domnul Botin, vreau da. Să fiu foarte clar. Jocul pe care îl face Republica Moldova este un joc mizerabil. Nu e prima dată când autoritățile de la Chișinău implică România în chestiuni ce țin de agenda internă. Vreau să fiu foarte clar. Republica Moldova a mai făcut excese când ne-a expulzat ambasadorul. La Chișinău există acest mesaj duplicitar, la București sunt pro-români, în Federația Rusă sunt pro-ruși, la Bruxelles sunt orice vreți dumneavoastră. Deci acest mesaj duplicitar exprimat de niște români aflați într-un teritoriu românesc anexat cu forța de Stalin la URSS, nu mai pot păcăli pe nimeni. Da, mulțumesc, domnule Tomac, o să rediscutăm pentru că situația devine din ce în ce mai tensionată, să aveți o zi bună. Cu mine în studio și invit să comentez acest subiect, pentru că mie se pare extrem de interesant. Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, bun găsit. Profesor universitar Anton Hader, bun găsit, domnule profesor. Și Dan Matei Agaton, pe această cale, Dan Matei Agaton, bun găsit, Dan Matei Agaton. Mulțumesc. Asta cu funcțiile și cu asta, vă rog. Funcțiile sunt întregătoare. Cât e ceasul? E 4 și un sfert, da? Așa. La 4 jumătate... Avem publicitate. Ministrul de Externe, cât să dăm noi în publicitate, trebuie să cheme ambasadorul Republicii Moldova la București, da, pentru explicații. Și să-i spună... Și are ministrul de Externe al nostru cohonesul necesar să-l cheme? Nu are dreptul. Că ar putea să facă... Nu că ar putea, trebuie să are facă. Datoria morală, domnul Mereșcanu, nu? Are datoria de a apăra... Oficială. Oficial un grup de români. Frumos zis, da, sunt de acord cu dumneavoastră. E o datorie și trebuie respectată. Chemat frumos domnul ambasador, pe care nu știu. Și i-a spus, dom'le, aceste gesturi inamicale le putem lua ca gesturi dușmanoase. Putem să retragem ambasadorul de la Chișinău. Putem să oprim ajutoarele financiare cu nemiluita care l-am dat. Și aici nu sunt de acord cu, nu știu cât, că e urgent, oma, că a spus șeful tău. Că, dar nu, n-a spus el. George a spus că noi am dat, România a dat bani guvernului, Plahoniu cu Dodon. Nu. Guvernele României, că nu e numai unul singur, a dat bani moldovenilor. Când refaci grădinițe, când duci cărți, când dai microbuze școlare, dai pentru amărițile de moldoveni. Deci este inacceptabil să se întâmple așa ceva. Eu protestez ferm. Știi de ce au rugat chestia Laur cu Alețiu? Ei, spuneți cum vreți. Că n-au mers sistemele? Băi, bă, frate, sistemele alea erau în limba rusă. Și sigur, când au dat de români, s-au blocat. Eu am crezut că e un sistem de la precum e cartamentul căii ferate, un pic mai mare decât ăla normal. Hai, domnule, suntem de râsul lumii. Ministerul Afacerilor Externe, cum ar trebui să pună piciorul în prac, vorba exact. Dumneavoastră, exact. Și să cheme ambasadorul Republicii Moldova la exact. București să-l întrebe oficial, alo, sunt niște cetățeni din România, Uniunea Europeană, care, conform unui tratat internațional, trebuie să fie lăsat să aibă liberă trecere. Apropo de asta, și vreau să comentați că nu vreau să omit, am sunat la ambasada Republicii Moldova și l-au rugat pe domnul ambasador cu respect să intre în legătură directă cu noi și am primit răspunsul că nu poate intra nimeni cu dumneavoastră în direct, că nu avem ofițeri de priesă pe această cale. Bun, dar la nivelul ăsta, că domnul Mereșcanu face ședință cu toți ambasadorii români, da, românii i-a chemat acum să le spună, bre, noi suntem pilonul anului centenar. Dar când, de fapt, noi avem scandal cât China la graniță, Ioana Constantin. Da, și eu nu mă aștept să reacționeze în vreun fel ministrul nostru de externe. Mai mult decât atât, e cel puțin amuzantă povestea asta cu nu mergeau bazele de date pentru cetățenii din
Uniunea Europeană, dar pentru cei din Uniunea Euroasiatică oare mergeau? Că păi asigur i-ar fi lăsat să treacă. Sigur mergeau. E inacceptabil ce se întâmplă acolo. Pe de o parte, acești tineri care au mers pe jos, au venit până acolo, suntem în anul centenar, ei fac din tot sufletul această acțiune și nu e prima oară când se întâmplă. Dar sunt și ceilalți oameni care vor să treacă, nu știu, în scop de afaceri. Sau da, mă duc și eu să-mi cumpăr niște icre negre de acolo, de la Moldova, că-s mai ieftare. Nu găsești, numai caviar nu găsești, găsești de manciori. De care e găsești? Clar legat de anul deci centenar. Deci niciun cetățean român nu reușește să intre în Republica Moldova, da, chit că se duce să-și alimenteze mașina, cum se face la Mica Vașa, îl întorc aia vame și omul când întreabă, băi, dar ce, de ce nu, avem baza de date stricată. Totul se întâmplă de duminică seară și știți foarte bine, la Chișinău, pe Maidan, este un Maidan și la Chișinău, există niște protestatari acolo, se mai adună la o cafenea, totul iscat de povestea aia, că a câștigat unul alegerile de la Chișinău, ăștia au invalidat alegerile și dă-i luptă și luptă și dă-i, vorbind de Năstase și de domnul profesor universitar Anton Hader. Dacă aveți treabă la Chișinău, nici dumneavoastră, veți primi o interdicție. Puteam să am treabă, dar din păcate un proiect care a fost acceptat la toate nivelurile României s-a gâtuit și el din cauza celor care au considerat că aduce cărți prea multe în limba română în Moldova reprezintă o problemă, drept pentru care și românii au cedat, dar nici cei care erau ținta transportului nostru de milioane de cărți, domnule Botin, la care Alma Mater era prima donă, noi eram cei care am inițiat proiectul, nici cei care doreau acele cărți, pentru că sunt mulți care doreau, n-au făcut mare lucru ca să primească acele cărți. Lor le trebuie bani, domnule ministru, dar dacă le dai bani să-și ia cărți românești, nu-și iau cărți românești. E rău că vă spun asta, m-am lovit de acest subiect și n-aș mai fi intrat nici eu, pentru că probabil cei care sunt acolo știu clar că profesorul Hader a inițiat acest proces, proiect în România, care, repet, se află într-o stare jalnică, puțin probabil să mai se refortifice, însă când mă gândesc la milioanele de rubrici pe care le-am din toate bibliotecile Moldovei, din toate universitățile de stat ale Moldovei, care au spus clar ce cărți vor din România, tipărite în România și evident carte scrisă în limba română, îmi dau seama că și eu aș fi fost oprit la graniță. Din păcate, suntem într-o stare foarte critică. De ce? Pentru că la 100 de ani de la Marea Unire, evenimentul ăsta ne găsește într-o stare groaznică. Suntem varză, Laurențiu, și plânge sufletul mine pentru că atenție, părinții mei, tatăl meu s-a născut în zona aia. E drept, nu chiar în Basarabia, în Bucovina de Nord, care astăzi este în Ucraina, lângă Herța. Este groaznic că nu găsim soluții. Este groaznic că românii de acolo, pentru că tu spuneai, Dan, că s-au dat moldovenilor. Păi moldovenii s-au numit la general, dar unii sunt moldoveni proruși puternici. Păcate, da. Aici e problema. Nu îi primim și la universități cu plăcere. Nu m-ar fi oprit, pentru că eu figurez trebuie să mai vrea și ei. Unioniștii. Să mai vrea și ei, spre exemplu, unirea. Noi o vrem mai mult decât ei. Asta e problema. Am zis, dincolo de unire, pe mine mă interesează că nu era cazul de unire aici. Absolut firesc, da? Deci avem cetățeni români, care au interdicție de a intra într-un stat care este cumva într-un proces de preaderare la Uniunea Europeană. Este o gafă diplomatică pe care o fac cei de și un abuz pe care îl fac autoritățile de la Chișinău și pe mine mă doare că autoritățile noastre fix în coț le doare de ceea ce se întâmplă și mă gândesc că mâine vom fi abuzați ca și cetățeni români oriunde în Europa. Asta pe principiu, noi diplomația suntem pilonul centenarului, da? Soluția nu e asta, la orice. Apelez la consulat sau la Ministerul Afacerilor Externe și aia spun, hai bă, vezi de treaba ta că noi avem niște ședințe, suntem niște... Laurențiu, soluția nu este cea care a propus-o un fost ministru al Guvernului României prezent în studio aici. Eu aș merge mai adânc, Dan Matea Gaton, aș merge la un telefon direct între ministrul nostru și omologul lui. La cât investim noi în Republica Moldova, e precum am fi noi doi, tu să fii acolo, eu să fiu în România. Nu am spune, mă Dane, mă Toni, hai să găsim o soluție. N-ar fi asta o colaborare? Ce trebuie să mai cheme ambasadorul când sunt frații noștri? Ce mare lucru vor tinerii aia? Tu îți dai seama
cât de jos suntem în acest moment și mai vorbesc cu unii despre coacerea sâmburelui, reîntregirii neamului. Ce metaforă frumoasă, dar rămâne metaforă. Da, da. Să știi că avem și președinte. Și președintele trebuie să discut. Rămân și în ce limbă. Aoleu, aici, da. Teoretic, da. Teoretic, noi avem față de Republica Moldova un fel de ascendent ăsta, da? Noi suntem cumva fraților spre care o parte din moldoveni se uită cu jind la Uniunea Europeană. Este țara care are cei mai mulți studenți moldoveni din, da, din Republica Moldova și teoretic este țara mamă. Da, dar avem un mic ascendent asupra lor. Măi, frate, eu stau și mă gândesc dacă se întâmpla lucrul ăsta la intrarea în Ungaria, dacă poate zăpăcitul ăla de Victor Orban se trezește mâine și spune, băi, nu mai intră niciun cetățean, nu o să facă chestia asta, că nu are curaj. Păi, noi am avea sângele în instalație, ca și diplomație, ca și președinție, ca și guvern, să dăm un telefon pe firul roșu, bă, voi vă bateți joc de noi? Nu, n-am fi reacționat nici acolo, domnul Botin, pentru că ați văzut câte scandaluri au fost și în zona aceasta, steagurile arborate în Bernă, steagul negru de ziua tricolorului, da? Nu nimic cu aceste lucruri, despre ce vorbim, cum nu aflăm niciodată adevărul despre nimic, deci nici cu ungurii n-ar fi reacționat, nici în cazul acesta, din păcate, avem niște tineri care vor să treacă că în partea cealaltă, în Republica Moldova, care sunt ținuți acolo în continuu, sunt oameni care... Niște cetățeni români, niște cetățeni români, unii dintre ei fac parte din această mișcare unionistă, alții sunt pur și simplu niște cetățeni români care doresc să treacă în Republica Moldova din rațiuni de afaceri, turistice, nu știu, să blochezi vânile pentru că vor niște tineri să treacă acolo. E un an important, e o sărbătoare mare și la noi și la ei. Dar nu s-a pus problema are întregirii mâine dimineață, că nu suntem în stare, ne avem cum să o facem. Este modul de acțiune, din păcate, și modul de acțiune al guvernului nostru și al politicienilor noștri și modul de acțiune din Republica Moldova este similar. Aici ne asemănăm, nu ne-a despărțit nimic vreodată, chiar dacă a fost pusă această graniță, da? Avem același mod de acționat și, din păcate, eu cred că acum se alimentează acest conflict pentru a fi acoperite probleme reale și de partea asta din România și de partea cealaltă Republica Moldova. Deci, pe bune, mușchii mei, minte n-are, chiar și în politica externă, cea care ne-ar mai fi rămas, arătăm că totuși suntem o nație cu oarecare mândrie. Păi dacă noi nu suntem în stare să ne rățuim la Republica Moldova, iertați-mă, dar până la urmă cam asta e tradus pe românește, cum Dumnezeu a fi noi în stare, în calitate de prezidențiabil al Consiliului Uniunii Europene, să batem cu pumnul în masă și să spunem, iepurași, ne-am adunat aici ca să împărțim egal la toată lumea, inclusiv nouă. Băi, nu suntem în stare, suntem niște limași care așteptăm palma coordonatoarea șefului de la Bruxelles sau de la... Pumnul în masă, le putem spune, da, pentru asta trebuie să fii bărbat. Politic sau bărbat. Că România are un drept de veto, care poate bloca absolut orice inițiativă europeană, inclusiv bugetul. Da, de veto de la Ștefan Bănică Junior, la ducem la Bruxelles. Veto? Da, nu aia cu chiuveta. De veto. Am dreptate, da, nu are dreptate. N-aveți dreptate niciune. Nu aveți dreptate. Deci ai drept de veto, spui, bă, fraților, rezolvăm. Avem oameni de stat? Dați-mi un singur om care este acum la butoane în România, care are cohonesul necesar să dea cu pumnul pe masă, pe bune, să dea cu pumnul în masă în fața celor de la... Cine? Clanul Butoane. Ah, clanul Butoane. Păi nu e un clan? Clar, așa e. Vezi, domnule, așa. Hai să trecem la alt subiect. Am găsit un mare om de stat care a găsit de cuvință astăzi să iasă în conferință de presă și să ne anunțe că, domnule, pesta porcină africară nu e chiar așa o tragedie. Toți cei cărora li s-au luat porcii din bătătură, dragilor, vor primi despăgubiri și ne spune domnul Daia niște lucruri extrem de interesante, și anume că 82 de dosare deja au fost finalizate și sunt în total vreo 1603 dosare de despăgubire, ceea ce mi se pare și mult mai interesant, dar este o minciună, cât Casa Poporului, dacă se poate așa ceva. Dacă nu vreți, vă spun precum Pentagonul este minciuna. Zice domnul Daia, citez, nu rămâne niciun cetățean nedespăgubit, iar despăgubirea, citez, se dă de la bugetul statului, apoi se folosește mecanismul prevăzut de regulamentul 652 al Comisiei Europene. Regulamentul spune foarte clar că aceste despăgubiri pe documentele prezentate de ANSVSA, banii respectivi, vor veni de la Uniunea Europeană. Numai că domnul Daia uită faptul că domnul Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură, a trimis o scrisoare oficială României prin care spune, ce vreți voi, iepurași, bani de la Uniunea Europeană? Ioc! Nu vă dăm niciun ban pentru că noi v-am avertizat de 4 ani că gripa
asta, pesta porcină africană vine în România și nu ați luat nicio măsură. Dom'le, deci, dai aminte luminată pe această cale. Nicolae Ciuleacă, cred că este primul afectat din țara asta, patronul de la Carnipro Tulcea, cu noi prin legătură, prin telefon. Bun găsit, domnule Ciuleacă. Bună ziua, bună ziua. Domnule Ciuleacă, dosarul dumneavoastră ar fi primul din România, nu? Sau al doilea, cred că ar mai fi un dosar a unui crescător din ceata al Chioi. Dumneavoastră 48.000 de capete, nu, domnule Ciuleac, da? Da, da, exact. 48.000 de capete. Devine întrebarea firească, că domnul Daia a zis că pleacă banii, banii merg coate și genunchi. Spune către destinatar, ați primit vreun ban, domnule Ciuleac? N-am primit nimic, dar nici un ban. Aoleu, dar de ce, domnule Ciuleac? Că a zis domnul Daia că au plecat banii. Uite, a rezolvat deja 82 de dosare, domnul Daia. Nu știu, poate au rezolvat altele, dar noi n-am primit niciun ban și dacă sunt pe drum, poate să ajungă. Da, cine dar știe. Pe drum au luat-o prin Congo, de unde a venit pesta porcină africană. Domnul Ciuleac, dumneavoastră sunteți unul din cei mai mari pierzători din cauza acestei peste porcine africane. Eu vreau să vă întreb foarte clar. Dosarele astea despre care vorbește domnul Daia se fac de către un comitet care se află la mâna prefectului din zonă, da? Așa este, da. Bun. Da. Comitetul ăla de specialiști, de minți luminate, ar trebui să facă aceste dosare nu rapid, ultra rapid. A, bun, asta e altceva. Bun. Deci, întrebarea mea este următoarea. Dacă nu primiți banii de spăgubire, ce se întâmplă pentru firma dumneavoastră și pentru cu angajații dumneavoastră, domnule Ciuleac? Păi plecăm toți acasă. Cam câți, așa, per total? Cam toți per total, 500 o să fim acum. Deci 500 de oameni vor pleca liniștiți acasă, pentru că ce? Nicio bancă nu ne dă bani. Deci nicio bancă nu ne dă bani și am încercat la mai multe bani și au refuzat să ne susțină din cauza nesiguranței. Deci asta este. Cam care e pierderea, domnule Ciuleac, în milioane de euro? 25-30 de milioane? Nu, nici chiar așa. 7-8 milioane de euro. 7-8 milioane. Eu am scotit un por la 3.000 de lei, dar probabil e mai puțin, nu? Deci 7-8 milioane. Da, am înțeles. Suma. Da, e totuși uriașă pentru o companie. Toate colateralele, da. Da. Am înțeles. Bun. Eu nu știu exact cum e cu reglementările cu Uniunea Europeană. Deci, poate știți dumneavoastră, dar Matei Agaton, salut. Cum e economia europeană? Ne pot da sau nu ne pot da compensări pentru aceste pierderi? Pe mine m-a întrebat? Pe dumneavoastră, cu respect. Păi eu, bună ziua. Deci eu nu știu ce o să dea Uniunea Europeană. Eu știu că ce trebuie să dea România. Nu știu dacă Uniunea Europeană o să dea ceva. Probabil că nu o să dea. Eu nu știu. Bine, eu am o părere complet opusă față de Laurențiu și ce am și eu dreptul, prieten fiind cu el de 1000 de ani, da. Să am păreri diametral opusă. Eu cred că fermierii români, așa, care au suferit pierderi, unele mari, din soare 40 ceva de mii, avem o fermă la Galați cu 140 la Brăila, 148 de mii de porci. Vor primi compensație din partea Guvernului României. Sigur, dar Matei Agaton, eu asta cred. Guvernul României, domnul Ciuleac, o secundă, rămâneți cu noi, dar Matei Agaton, atenție, Guvernul României e un fel de țață de aia care se laudă că și-alea lui Vuitoane. Știți de ce? Ăștia au uitat de la Guvernul României să dea și despăgubire cubirile anunțate pe tabel și pe bani alocați de la inundațiile din 2010. Dumneavoastră ce spuneți mie că ăștia dau despăgubiri? Și când a fost programul ăla pentru reintroducerea roșiei românești și care fiecare din cei care luau semințe românești și le plantau și aveau nu știu ce producție, obțineau niște sume de bani. Și eu am auzit din gurii ministeriale că le-ar da niște bani, dar problema e dacă le dau exact cât au pierdut. Asta e problema. Și a doua problemă este dacă noi vom recupera de la Bruxelles, pentru că în alte țări totuși au primit recompensă. În alte țări, poate. Și de la Bruxelles. Dar știi cum se cum merg lucrurile în Uniunea Europeană? Mai există și asigurări. Ori acest tip de asigurare... Ce asigurări, domnule? Asigur producția. Omul ăsta trebuie asigur, asta de faliment. Asigur producția, Laurențiu. Domnul Ciuleac, câte luni sunt de când s-a descoperit pesta porcină la dumneavoastră și de când orice activitate v-a fost instată? Două luni suntem. Două luni și acum țineți oamenii, dați salarii din ce bani?
Din ce a mai rămas. E adevărat că v-a oprit la comercializare și carnea de curcan? Păi a oprit tot. Și de vită și de oaie și de balamuc. Opinia mea, Laurențiu, este că vor face rost de bani, nu pe măsura... De unde facem rost de bani? De unde nu știu, se vor împrumuta. Pentru că vă spun ceva, domnul Ciulea. Dacă nu-i dă jos PNL-ul și opoziția pe PSD, îi dă porcul. Eu dacă nu primesc săptămâna viitoare banii, o să avem probleme, o să ne desfințăm. Exact, asta se va întâmpla. Bun, vorbim. Mulțumesc, domnul Ciulea, că o știre de ultimă oră, controversatul general al Serviciului Român de Informații, Dumitru Dumbrava, a fost trecut în rezervă. Se vorbește despre domnul Dumbrava ca cel care se ocupa de legătura dintre SRI și justiție, adică dacă cădeai pe culoare ai încurcat-o. Acesta ai inventat și expresia câmpul tactic. Despre câmpul tactic vorbim cu Mitica Dragomir. Bun găsit, domnule Dragomir! Să trăiți, să fiți sănătoși! Să trăiți, să arhi, să trăiți când îi trebuie. Dar nu e de fotbal, domnul Mitica, Dragomir! Da, ala care a inventat câmpul tactic, gata, l-au trecut în rezervă. Da. Ați fost și dumneavoastră victima câmpului tactic? Dom'le, eu am fost victimă și sunt încă, dar nu Dumbrava cred că a înființat treaba asta. El așa a zis. Și tot oamenii politici de la noi din țară. Obligatoriu Ponta și Oprea au fost și ambasadorul din America au fost cei care au inițiat câmpul tactic. Că au avut după aceea Dumbrava, Chioveș și Coldea și alții, asta este altceva. Dar de apreciat este actualul șef al Serviciului Român de Informații, Helvig, care a rupt coada pisici. Pentru asta ar trebui felicitat și părerea mea este că și președintele Iohannis. Dar cum a rupt coada pisicii Helvig, domnul Dragomir? În momentul când l-a scos pe Coldea și părerea mea este că o să cadă și ambasadorul și major? Nostru, major. De major vorbiți, am înțeles. Da, da. O să vedeți că toți acești 5, 6, 7 oameni, pe unii i-a lovit Dumnezeu, cum a fost Oprea și Ponta, pe alții i-a oprit, cred că, opinia publică, pentru că nu se poate. Jumate din pușcăriile din România sunt ocupate cu oameni nevinovați. Dacă nu interveneau puțin americanii și englezii, nimeni nu spune de treaba asta, s-a legea praful de țara asta. După ce că ne-au luat toate bucățiile, ne-au luat tot, ne-au luat bucățiile subsolului, ne-au luat și pământul de deasupra, nu oprește nimeni tăierile pături, nimic. Totul era calculat, domnule, în țara asta, să aleagă praful. Da, și acum văd că sunt și oameni adevărați, ăsta, ministrul justiției, ușor, lucrează încet, dar bine. Helvig ăsta care este de felicitat. Eu zic că Helvig nu putea să facă nimic fără aprobarea lui Iohannis. Bun, deci clar, l-au trecut în rezervă ca să distrugă câmpul tactic în integralitatea sa. Mitica Dragomir, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Luăm publicitate, dragilor, și o să aflăm cum păgubitul s-a gândit el să-l ierte pe păgubitor. A, culmea, în dosarul Belina. A, și mai e un dosar. Întel drum. Aoleu, ce-a făcut CJT Leorman? Imediat după publicitate, revenim. Combatem foarte interesant. Apropo de combatere, așa, știți foarte bine că există un dosar la DNA care se numește dosarul Belina. Și aici este vorba de acel domeniu fastuos de pe lângă Dunăre, un domeniu despre care se spune că prea frumoasa firmă Teldrum de fapt a închinat sau l-a închinat pe domeniul vânătorii, pescuitului de știucă, la linguriță sau lingurică, depinde cum vreți dumneavoastră să spuneți. Aflăm însă cu stupoare că el, Consiliul Județean Teleorman, a luat hotărârea, dar nu se constitui parte civilă în procesul acesta, în dosarul Belina,
deși Consiliul Județean Teleorman este prejudiciat cu infima sumă, domnule Hader, Ioana Constantin și Dan Matei Agaton, de 5,5 milioane de lei. Asta prin votul unanim al consilierilor județeni. De asemenea, același Consiliu Județean a hotărât că nici în dosarul Teldrum nu vrea să se instituie parte civilă, deși prejudiciul este de 10 ori mai mare pe această cale. Ioana Constantin, oamenii cred că sunt bisericoși, nu vor să facă rău. Da, nu se facă rău domnului Dragnea, mai exact. Nici nu mă așteptam să se constituie parte civilă. Problema principală aici, că e Teleorman sau alt județ, este că acești oameni nu înțeleg că un consiliu județean, un consiliu local, primării, parlament, toate astea sunt slujba oamenilor. Banii ăștia sunt banii cetățenilor. Cum adică să nu te constitui parte civilă? Eu înțeleg că le este foarte frică de ce li s-ar putea întâmpla pe linie politică și nu numai, pentru că e clar că aceste două dosare îl vizează pe domnul Liviu Dragnea. Și cum acasă la el în Teleorman, Consiliul Județean se constituie parte civilă? Dar eu mă aștept acum la o reacție puternică măcar din partea cetățenilor cu privire la acest lucru, dar nu o să vedem nici pe aceea, pentru că s-a instituit atât de multă frică în astfel de județe încât nimeni nu mai reacționează. Deci oamenii ăștia sunt niște slugi ale lui Liviu Dragnea, toți, indiferent de apartenență, pentru că votat în unanimitate, înțeleg că n-a mai contat apartenența politică, toată lumea a înțeles să-l slujească pe Liviu Dragnea și atât. Folosim perfectul simplu, tipic oltenesc, domnule Hader, să raliară oltenii cu domnul Liviu? Se unire, să aliară. Raliară. Raliară, da. E un soi de solidaritate, dar eu știu ce e pe acolo în dosarul ăla. Vedeți că știm noi cât de vinovat e domnul Dragnea. E urmărit într-adevăr. Păi nu vorbesc de Dragnea aici, eu vorbesc de Teldrum. S-a raportat la faptul că cei de acolo nu vor din obediență sau din teamă. Evident. Bun, cu Teldrum, hai că nu Dragnea, poftim, să zicem cu Teldrum, da? Dar Belina asta, domeniul ăsta de la Belina, ăsta pentru care se plătea redevență de nimic, de nimic și acolo e... Să știi, Laurențiu, că... Cum să vă spun eu, e ceva așa, o dacă peste ani sau peste ceva vreme, când se va trage linie și se va dovedi că e vinovat domnul Dragnea sau cine a făcut acele prostii, s-ar putea ca acest Consiliu Județean să fie tras la răspundere. Pentru că... Da, Consiliul Județean, peste adică de cât de serviabil că... poate să fie băieții ăștia? Deci tu ești pus acolo și plătit din banii poporului român să ce? Ești plătit din banii poporului român să aperi cetățenii și bugetul județului. Da, în momentul clar. În care există un dosar la DNA, Dan Matei Agaton, și spune acolo că toată povestea aia cu domeniul de la Belina ți-a adus prejudicii de peste 1 milion de euro, că Teldrumul, altă speță la care băieții aia se raliară cu Teldrum, ți-a adus prejudicii de multe milioane de euro, tu ești dator ca ales al poporului să spui nu poți, mergem să ce? Să ne recuperăm prejudiciul, sunt banii județului, noi trebuie să mutăm căcăstoarea din fundul curții, să o mutăm în fața curții. Aoleu, Doamne. Azi suntem în contratimp. Deci eu spun așa. Iar habar n-am ce în dosarul ăla. Cum? Habar n-am ce în dosarul ăla. Nici noi nu știm, așa. Și tot ceea ce știu eu despre dosarul, știu de ceea ce ești în presă. În presă este ceea ce procurorii DNA au servit presei aservite să scrie. Modul în care se calculează prejudiciile, dacă era făcut de o autoritate independentă, de niște specialiști și nu de niște procurori, care pot să spună că prejudiciul e 5 milioane sau 5 miliarde. E cu totul altceva. Deci eu am mici temeri cu privire la cuantumul acestui prejudiciu. Am mai văzut prejudicii mult mai mari, în dosare mult mai grele, care până la urmă s-au săldat cu câteva runde de închisoare. Sau... și cu restituirea a 1-2 milioane din 10 sau poate 100 de milioane de euro dați ca prejudiciu de către ei. Am mai văzut și dosarele făcute de celebru, maxim, cel mai mare inamic al sistemului de justiție din România, Portocala, pentru că el, din cauza lui, lumea Portocală zis paradeală, da? Zis paradeală, da. Zis paradeală. Zis mașina de ucis destine, să seama ce filozofie. Zis dreanța zdrențelor, știți da. Cum face. Și restul punem bip-bip-bip, da. Pentru că multe expresii de acolo... Dar dincolo de portocal, treaba are portocală cu Belina. Acolo e o mare treabă cu Belina. Dar zice că dacă nu e Belina pe redevența aia anuală, că iau eu, măi frate, pe Belina, așa, să vedeți cum iau eu lingurarii la știucă și ce bani fac.
fac eu și dau redevență la Consiliul Județean, toată lumea să fie mulțumită pe această cale. N-am putea, sau noi n-avem aroganța necesară, ca să nu spun aroganța, dar aroganța, adică întinderea necesară, ca să putem lua și noi raiul pe pământ acolo, mocăciune? Dar nu că la Șucă trebuie să mulinez de 5.000 de ori până ei două. Așa că mai ușor te duci. Eu mulinez la invitați de nu se poate. Dar nu contează suma. Știm cum se calculează prejudiciile. Din păcate, în unele dosare, dar nu contează. E un principiu. Consiliul Județean trebuie să se constituie parte civilă în acest proces. Băi, chiar la mișto, chiar dacă nu trimiți avocatul la proces sau asta, bagă-te, bă, parte civilă, că e un prejudiciu. Băi, cu milion, băi, cu milion. Dar euro, faci ceva să nu se mai inunde Alexandria dacă plouă. Contează și un leu dacă erai, trebuiau să constituie parte civilă. Din dosar! Păi tu știi cum fac ăștia băieții ăștia calculul prejudicilor? Ia! Din burtă! Cine, domn? Procurorii? Păi cine fac? Chioveșii! Păi da, că pe vremea ei a apărut dosarul Belina, cu știu că cu Teldrum, cu de-astea, cu chestii. Dacă-i cuțul cu WhatsApp, băi, eu nu știu, poate păi nu, dar și asta se află în instanță. În domeniul Belina asta era așa. Vreau să păi, Consiliul Județean trebuia să se constituie parte numai civilă. Aflam în instanța de vorbă. În instanță judecătorul spune cât e prejudiciu, dacă e și cine a fost. Am și o problemă, doamnă și domnilor. Doamnă și domnilor, de ceva timp mi se spune aici în prea frumoasă emisiune că orice problemă din țara asta, orice problemă trebuie soluționată în instanță. Dar ce am ajuns, domnule, un popor de procesomani, deci autoritățile statului nu mai pot să-și facă treaba. Adică orice noi soluționăm în instanță. Adică mergem la ruleta rusească, că dacă pici, cel puțin la în alta curte, iertați-mă dacă sunt niște complete de judecat acolo, dacă ai picat pe nu știu care judecător, nu spun numele, persoană importantă, te aștepți la condamnare maximă, că așa e trezită la de dimineață. Dar nu te iau, păi cum să mă nu nervezi, domnule? Am o problemă cu ANAF-ul, justiția. Am o problemă cu Asociația de Proprietari, justiția. Bă, dar instituțiile statului ce fac? Adio. Ține minte trei cuvinte, adio, nu? Nu, adio. Dar aia din liceeni. Adio și rămân cu tine, de exemplu. Esența statului de drept o reprezintă instanțele de judecată. Bun, dar nu procurorii. Și nu procurorii. Dar Matei Agaton, propun pe această cale să desfințăm toate instituțiile statului care au legătură cu contribuabilul și să mărim efectivele din justiție, frate. Să facem tribunalul poporului, tribunalul sectorului, tribunalul asociației de proprietari. Bă, frate, de ce nu? Pe niște chestii de patronat. Și vreau să spun că erau în completul de judecată două doamne extrem de tinere care aveau pe masă 200 de dosare. Și mă uitam eu de acolo, am stat vreo 6 ore în stanță și mă gândeam când are timp domnișoara sau doamna să se uită pe 200. Da, dar întrebarea mea este următoarea. Dar tribunalul de la Washington, atenție, tribunalul internațional de la Washington are timp să se uite pe dosare, că-și discutăm despre tupeu maxim, vorba lui Puia de Borfași, frățioare. Cine a dat statul român în judecată? Fugitivul, el fugitivul a dat. La 17 ne revedem. Ortopedica. Performanța.